Hello, hello și bine ați venit pe canalul Vegan de România! Vă urez un an nou fericit, cât mai luminat, cât mai împlinit, cât mai frumos și să fiți buni și blânzi între voi și cu animalele și cu toate vietățile. Clipul de astăzi va fi unul diferit, nu va fi o rețetă, ci va fi masa de Revelion, pe care o vedeți aici în spate, pe care noi o vom degusta imediat după ce termin de filmat acest intro. Cam așa arată masa de Revelion la noi. O să încep de aici. Avem aici niște icre. Icre făcut din chia. O să postez foarte curând rețeta, să o vedeți și voi. Aici avem niște blue cheese, brânză cu mucegai, vegană. O să vă arăt puțin mai încolo firma, ambalajul, cum arată. Aveți niște ardei capia, un măr, crackers, niște caise uscate, niște castravete, niște brânză feta vegană, un pic de pâine integrală prăjită, opa. Și aici avem morcovi. Apoi aici avem o salată super mega gustoasă, mango, avocado, fasole roșie, porumb și ardeiuți. Delicious! Aici avem salata de varză roșie. O să vă las în descriere și sus aici linkul către rețetă. Și aici ce avem? Avem niște chiftele. Am încercat o rețetă nouă. Astea sunt de morcov și dovleac plăcintar la cuptor. Aici avem niște sausage rolls. Am găsit niște cârnați condimentați de la Vardino și am cumpărat foietaj congelat și asta e ce am făcut cu ei. Și aici aveți niște chiftele de linte roșie, vă voi lăsa la fel descrierea în linkul de mai jos. Și ca desert o să avem niște cozonac de post vegan făcut de mami. Iar asta este brânza vegană cu mucegai. Și asta este cealaltă brânză, feta, de la Vegan Gourmet. Super delicioase, amândouă. Poftă bună! Tot ce pot să vă spun este la mulți ani, un an nou fericit și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou clip.